Parcului Memoriei Naționale. El este dedicat tuturor militarilor care și-au jertfit viața pentru reîntregirea neamului în primul război mondial. Cei care și-au jertfit viața în primul război mondial au dorit să ne lase o țară liberă, o țară democratică, o țară unită și o țară prosperă. Copiii noștri, noi avem obligația să păstrăm țara noastră, dar mai mult decât atât, să facem în așa fel încât să fim uniți și noi să facem din România o țară mai liberă, mai prosperă și mai democratică pentru toți cetățenii. Vreau să vă mulțumesc în numele Administrației Publice Județene, în numele tuturor partenerilor noștri, pentru faptul că ați venit în număr extraordinar de mare aici. Copii, părinți, bunici, militari, funcționari publici, angajați, oameni de peste tot locul. Din cauza aceasta, vă rog să-mi permiteți să exprim înalta mea recunoștință pentru ceea ce facem împreună astăzi și pentru că sunteți aici. Vă mulțumesc! Căduță, directorul ocolului Silvic Focșani, care ne va explica câteva tehnice despre plantare. Stimați invitați, bună dimineața, bună ziua și bine ați sosit la Mărășești, în raza administrativă a ocolului Silvic Focșani, unde există amplasat acest șantier de lucru. În stânga mea este corpul silvicultorilor din județele Vrancea, Bacău, Galați și Buzău, care au acceptat invitația noastră să vină să ne sprijine pentru asigurarea asistenței tehnice. Impresionat de adunarea de astăzi, vă rog, tot secretul acțiunii noastre depinde de modul de organizare. Așa, după cum observați în spatele meu, există șantierul. Șantierul este împărțit în 6 tarlare, și fiecare tarla în 16 sau 17 parcele. Silvicultorii vor prelua toate echipele de lucru și pe aceste două alei intrăm
și începem plantatul puieților. Ați observat pe acel panou modul de plantare, vă explic și eu, nu este greu. Plantarea se va face în gropi de 30 pe 30 pe 40 de centimetri adâncime. Echipele vor fi din doi plantatori. Unul se ocupă de puiet și celălalt de groapa respectivă. Rugămintea mea, cum mă vedeți pe mine, în stânga mea, merg la prima parcelă 340 de voluntari, în spatele meu, pe prima alee 680, următoarea alee 680 și ultima alee 340 de voluntari, urmând ca după ocuparea primelor posturi, surplusul, că nu am estimat că vor fi atât de mulți participanți, urmează să completăm și să dăm ajutor echipelor deja în teren. Rugămintea mea, în mod disciplinat, ordonat să ne prezentăm la silvicultorii care vor fi cu dumneavoastră și să începem acțiunea de plantare. Vă mulțumesc și vă dorim spor la treabă!